Bine ați venit în familia noastră! La bibliotecă! Mergem la bibliotecă! Yay! Bună și bine ați venit într-un nou filmeț din familia noastră! Filmez cu telefonul, sper că nu se mișcă prea tare. Suntem pe drum și mergem la bibliotecă. Alex este în vacanță. Și ne-am gândit să facem și noi ceva. Tati e la servici, da. Vremea nu e așa de frumoasă, nu putem să facem mare lucru, așa că l-am luat. I-am luat pe jos și la bibliotecă. Uite cum era să faci, vedem un accident. Și avem ceva de mers, cred că am făcut mai mult de jumătate de oră până aici. Dar am ajuns. Haide Alex, fii atent, uite-te în stânga, în dreapta. Biblioteca. Uite, asta e biblioteca. Asta? Da. Ce zici? Da. Te bucuri? Da. Haide. Da, o fântână. Da, ia să vedem ce scrie aici. O fântână în care scrie că asta mut înseamnă curaj, liebe înseamnă dragoste, dankbarkeit înseamnă recunoștință. Innigkeit, nu știu, trebuie să caut. Vertrauen înseamnă încredere și Mebigung, nu știu ce înseamnă. Și toate astea sunt calități ale unui om. E bine să le ai, poate ți le dă fântâna asta. Ia spune, dar ce ai tu acolo în ghiozdan? Ce ai adus cu tine? Hei, Emi, ești și tu cu noi? Bate vântul, i-am pus aici la cap. Hai că am ajuns, nu mai are răbdare nici Emi. Hai! Hai să căutăm intrarea, dar ce spui tu prima dată când intri? Mult mai bun. Bună? Bună? Ziua! Bună? Bună ziua, uite intrarea! Ups, până la loc. Te descurci? Nu. Hai că poți! Lasă așa jos. Pune și pe aia deasupra. Nu. Ei, împinge-le pe ăsta cap. Da. Ce vrei să-mi arăți? Că se învârte? Cum? Așa încet, dar cu grijă. Astea nu ne interesează. Ia să vedem ceva pentru mami. Uite, poți să citești aici dacă vrei. Vezi? Da. Ce, mami? Despre planete, ai văzut? Emi, nu-i voi. Nu-i voi, pui. Nu mă lasă Emi, nu prea mă lasă Emi să filmez. Dar uite cât de fain au făcut, au pus într-un dulap. Da, îți place un dulap de cărți? Da, uite, uite cartea mea, uite cartea mea. Da, n-ai mele. Și al lui Alex, a vrut o carte despre dinozauri, da? Una despre pompieri. Și eu asta. Ok. Hai, Emi, unde te duci? Uite, putem să citim o carte aici, vezi? Da. Ein Buch hier lesen. Die kleine Eulsuse weint nicht. Das ging schon gleich am Anfang los, gleich nach der Geburt. Als alle anderen in Tränen aufgelöst waren, vor Erleichterung. Oile Suze n-a plâns. Mai cauți o carte? Nu, mama, eu știu. Hai caută. Uite! Ce? Ah, asta e de noapte bună. Vrei să o citim? Nu,
Nu, ție nu-ți place să dormi. Altă carte, ia. Hai să citim pe aia cu Alex. Vrei? Este o carte acolo care e despre Alex. Vrei? Dincolo. Uite, cu albastru scrie mare Alex pe ea. În cealaltă cutie. În cealaltă? Acolo. O vezi unde scrie Alex? A? L? Hei, vrei sau nu? Ce-ai făcut? Ai căzut? Nu. Îți place la bibliotecă? Da. Ce-ți place? Cărțile. Cărțile, stai, Emi, stai. Uite că aici e și Emi. Mergem? Da. Ce crezi că urmează acum? Nu știu. Îi arătăm cărțile la bibliotecară și ea să uită ce cărți am luat și ne dă un bilețel. Da? Și cărțile astea exact trebuie să le aducem noi înapoi. Nerupte, necolorate. Ok? Facem? Da. Ok. Ce înghețată ți-ai luat? Ha, E delicioasă? Da. Bravo. Vrei să dai jos ghiozdanelul? Da. Ok. Vrei tu înghețată? Vrei tu? Ia de pup. Emi! Dai pup lui Alex? Dai? Pup? Fă-i cu mâna, ia. Hello, Emi! Hello, Emi! Hai, fă-i stă cu mâna. Hello, Emi! Fă-i stă cu mâna, fă! N-ai chef? Ce somnică? Vrei să faci un pic din anii? Vrei să faci un pic din anii? Da, pentru mine nu. Bună! Da! Da, deja unde e întâia șapta ta? Acum mi-o aduce! Păi tu în ce hafă e întâia șapta? Într-o vafă! Vrei și tu un pic din ghețata mea? Nu! Ok! Dai tu da mea? Da! Îmi dai? Îmi dai? Nu știu. De ce nu vrei să-mi dai? Doar dată și te rog. Te rog, îmi dai și mie un pic din înghețata ta? Mulțumesc. E delicioasă. Nu, mulțumesc. Ce delicioasă e. Uite, a ajuns înghețata mea. Da, la mea înainte. A ta, da? Mami, hai să avem o aventură. Ce aventură? Da, mare, am fost la înghețată bibliotecă și tu autobusul. Wow, așa ceva? Vrei să dai jos ghiozdănelul? Da. Ok. Păi, cred că nu mai avem timp în parc. Nu știu, depinde când ajunge autobuzul. Acum vedem când ajunge, da? Când pleacă și când ajunge acasă. Când ajunge acasă la noi. Dar uite ce se face la autobuz. Să cumpără bilet acolo în față. Acum așteptăm să urce toată lumea. Și apoi pleacă. Să urce toată lumea care vine. Uh-huh. Care n-are mașină, așa ca noi. Hei, Emi! Noi așteptăm până timp în toți patru autobusul. Nu știu, într-o zi. Toți patru? Așa-ți dorești? Uite, mami! Vezi, când pornește autobuzul, nu ai voie așa. Trebuie să stai hopa, da? Pentru că pune frână și te lovești. Și trebuie să spui și centura, dar uite, astea nu au. Oh, ăia pe așa? Nu, astea din Germania văd că n-au. Trebuie să te ții foarte bine, că altfel, dacă faci accident, te lovești. Tini,
Italia au centulă? Parcă în România aveau, nu mai țin minte. A, a încăpat apa, poți să iei tu, te rog? Oh. E mi-e somn. Și butonul ăla se este? Ce e ăla? Butonul ăsta. Acolo apeși când vrei să cobori. Când vezi că vine stația ta și vrei să cobori, tu apeși pe buton și șoferul știe că acolo coboară cineva, dar acum nu apăsă. Acum nu, că nu coboară nimeni. Când e stația ta, îți zic eu și apeși, ok? Da? Da. Când e parcul mic? Nu când e parcul mic, când e biserica noastră, acolo lângă biserică oprește. Așa se mă aventură. Autobuzele. Autobuzele și mașinile. Într-o fabrică. Cred că... Da! Autobuzul. În autobuz ne plimbăm, ne plimbăm așa. Vezi, tante? Vezi, când pune frână, poți să cazi și să te lovești. De asta trebuie să stai jos și te ții bine. Așa este în autobuz. Corba! Ui! Oare unde ne duci, mami? Că n-am mai fost niciodată cu autobuzul pe aici. L-am desată, poate? Am fost odată. Nu. Da, dacă ne ducem înapoi. Nu, mai mâncăm o înghețată. Nu, mergem acasă. Acasă, hai să vedem dacă ne duce acasă. Wow, ne duce prin centru. Da. Ce sunt? Că nu știu. A, uite centru, stai Emi, stai. Uite centru. Nu știi unde suntem. Nu știe că suntem în autobuz. Ui, ce frumos! Nu mai să crezi, poru. He? Pieptănată? Nu, da, a pieptănat-o Alex ieri un pic. Da, nu, e crez când e ud, când e transpirat. Mănâncă, mă, că n-are nimica. Încă e de gustă. Ia gustă. N-are, mă, nimica, mănâncă. Cum e? Bun. Vrei să spui să mănânci? Nu e picant. Ce înseamnă pundul ăla? Vrei să spui ce mănânci? Da, pizza. E bun? Am dat un pic pe jos, nu nimic. Vai, dar ce bebe mâncăcios! Ia uite-mi acolo în cameră ce bebe mâncăcios! Hop! Încă o dată! Hop! Ce bebe mâncăcios! Ia la mama, ia! Ai fost tu dai filmuleș? Mhm.
Mai vrei apă? Na. Ia burțel, mai vrei? Mai vrei? Nu. Ok. Ce somnic, așa, ai, hai că mergem la nani. Mulțumesc, Alex. Ce vrei? Apuța? Șterge gurița. Mulțumesc. Trebuie să șterg gurița. Șterge gurița. Șterge gurița. Mami. Vași cu asta. Șterge masa, șterge. Cum popăm ca să nu mai plescăim? Mulțumesc! Ești obosit? Nu! Ți-a plăcut ziua de azi? Da! Ce ți-a plăcut cel mai mult? O aventură am avut. Ce ți-a plăcut cel mai mult? În Batum, când am fost în două lucruri, m-au plăcut. Toate lucrurile m-au plăcut. Aha, dar cel mai mult? Cel mai mult când am fost la bibliotecă. Și apoi? Și după aia, la înghesată m-a plăcut cel mai mult. Și după aia, la autobusul cel mai mult. Și după aia, în Batumi cel mai mult. Da, ți-a plăcut în parc? Cine a mers în parc? Eti, Sesita și Tafit. Toți prietenii tăi rămâi? Mai am român. Ce carte vrei să citim acum la culcare? Cartea de Losaul. Ok. Haideți să vă arătăm ce cărți am luat. Am luat-o pe asta despre tătici. Alex a rămas fascinat când a citit pe prima pagină. I-am citit pe prima pagină că zice tati atât de înalt ca o girafă și el a zis și al meu! Încât când vorbește cu mine trebuie să se aplece și al meu! Și apoi o grămadă de chestii pe care și noi le facem cu tati nostru, nu? Mâncăm spaghete, facem bărci în sfragerie și facem dezordine, duș împreună. Eu nu fac. Nani împreună. Nu faci duș împreună cu tati? Da. E acolo, scuzați, o să le strâng, abia le-am strâns de jos. Asta a ales-o Alex și a propus că vrea o carte despre dinozauri și am găsit-o. Da, e foarte faină. Ia stați să vedeți. Ia. Uite! Da, mami, aia trebuie să o citim. Este super interesantă, cu tot felul de informații. Asta a dat. Asta ne-a dat regulamentul să-l citim, că astăzi ne-am făcut și noi abonament. Asta este despre bufnița care nu putea să plângă și până la urmă plânge. Am citit-o cât eram acolo și a vrut-o și acasă. Asta mi-am cumpărat-o, mi-am luat-o eu. Da, mami, mulțumesc. Nu, 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 nu o lăsa să le ia. Mami, poftim. Mulțumesc, dă-mi coace că astea scrie când trebuie să le ducem înapoi. Asta am luat-o eu cu Jamie. N-am avut timp să mă uit prea bine. Am văzut după aia că pentru fiecare ingredient îți arată 7 rețete. Eu vroiam pe aia cu rețetele cu 7 ingrediente sau cu 5, nu știu cât. În fine, o să mă uit și pe asta și apoi o să iau pe aia care mi-o doresc eu. Asta e despre? Pompieri. De ce am luat carte cu pompieri? Eu vreau să mă fac eu pompieri. Corect. Așa, uite asta, Emi, poți să te uiți și tu pe ea? Asta nu mă interesează. Asta nu te interesează? Cum? Dacă e cartea despre un băiețel pe care îl cheamă Alex. Pe mine mă interesează doar Alex care sunt eu. Doar Alex care ești tu? Da. Ai, Emi, cât ți-o citesc ție. Așa. Bun, și ce altceva mai avem?
Gol? Da, gol. Atât am luat. Avem o lună de zile să le citim, să ne săturăm de ele și apoi să le ducem înapoi. Dacă nu, avem amendă câte un euro pe săptămână de carte, na? Dar eu zic că o să le ducem, nu, mami? La da. Timp. Stai că asta trebuie să le luăm. Care vrei să o citim în seara asta? Oh! Da, yeah. Da, nu, mama, e regulamentul. Oh. Ce carte vrei să citim în seara asta? Hai, pagini. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Asta are șase. Șase pagini, ok. Asta? Una, două, trei, patru, cinci. Mie și milă să-l întrerup, l-aș lăsa să numere, că vă dați șase, seama cât are de numărat aici. Șapte. Opt. Nouă. Ne spui care e dinozaurul tău preferat? Șase. Uite aici sunt mai mulți. Uite aici, uite. Aici sunt asta mulți. Ăsta e al meu, nu ăsta. Nu ăla. Ăsta. Ăla, cum îl cheamă? Stegozaurul. Stegozaur. De ce îți place stegozaurul? Că îți ia pătinsul. Uite să fac eu ăsta. O să citim despre toți, da? Ce fel de dinozaur e ăsta? Ai fost? Ce fel de dinozaur îl recunoști? Nu, de apă. De apă, bravo. Dar uite ăsta. Uite, l-a zis că e crocodil. Ți-am spus eu că crocodilii existau și pe vremea dinozaurilor. Ui, se poate să zici să te pui afară. Și fluturașii existau pe vremea dinozaurilor. Ia uzi. Știi, șapte. With you, I can be sad. With you, just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you.